Creau magazine false de droguri pe Telegram, iar după ce banii ajungeau în portmoneile lor electronice, ștergeau cumpărătorii din listele de prieteni fără a le furniza narcotice. Doi tineri din Chișinău, ambii de 20 de ani, trimiși pe banca acuzaților pentru escrocherie și spălare de bani de peste jumătate de milion de lei. Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi creat magazine pe Telegram cu denumirea asemănătoare unor pagini reale, prin intermediul cărora un grup de traficanți vindeau narcotice. Grupul criminal real ar fi introdus în țară narcotice de 9 milioane de lei pe care le vindeau consumatorilor. În paralel cu această grupare lucrau și cei doi tineri. Aceștia ar fi creat canale cu denumiri asemănătoare pe Telegram, unde publicau aceleași anunțuri ca și traficanții reali de droguri. După ce banii erau depuși pe contul bancar sau în portmoneul electronic indicat de cei doi suspecți, potențialii cumpărători erau scoși din canalul de comunicare, iar accesul era blocat. Tinerii au lucrat după această schemă aproximativ un an și jumătate, timp în care ar fi obținut peste jumătate de milion de lei. Apoi, pentru a nu fi prinși de poliție, cei doi converteau banii în ruble rusești. Mai mult, banii acumulați pe conturile portmoneilor electronice din Moldova erau transferați în Rusia și apoi din nou în Moldova convertiți în lei moldovenești. Acum cei doi tineri se află în arest într-o altă cauză penală. Ei riscă până la 10 ani de detenție. Cercetările continuă.